Elevii din clasele a 11-a și a 12-a vor putea să-și recupereze banii dați pe manualele pentru materiile pe care le studiază la bacalaureat cu ajutorul unei chitanțe. Suma alocată de către Ministerul Educației este de 55 de lei. În urma discuțiilor cu elevii vom aloca o sumă care să le acopere măcar cheltuielile pentru manualele de la materiile care se dau la bac. Din păcate, nu mai este timp să achiziționăm manualele direct, dar elevii își vor putea deconta cheltuielile făcute pe manuale în baza unei chitanțe, a declarat ministrul. Așadar, elevii vor putea să-și cumpere 3 manuale diferite în funcție de profilul liceului la care învață.